Bună ziua! Numele meu este Adrian și fac parte din echipa reparațiiferestre.ro. În materialul de astăzi vă vom prezenta cum se schimbă un butuc la ușă. Pentru aceasta avem nevoie de o șurubelniță stea. Prima operație ar fi să demontăm șuruburile astea două. Dăm jos mânerul. Mai trebuie un pic de desfăcut. Și am dat jos mânerul. Acum, butucul are un șurub aici. Trebuie dat neapărat și ăsta jos, că altfel nu iese butucul. Cam lung. Și avem nevoie de cheie. Învârtim un pic cheia, că are un ghidaj și a ieșit butucul. Montăm acum butucul cel nou și căutăm poziția corectă. Cum vom ști care este poziția corectă? Când se învârte cheia, am găsit poziția corectă. Montăm șurubul la loc. Ordinea este cum le demontăm, așa le montăm. Scoatem cheile și punem la loc mânerul. Și am terminat și cu această operație, care pentru unii ar fi o bătaie de cap, dar ea este foarte simplă și nu durează decât 2-3 minute. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă invit să urmăriți și celelalte materiale.